Visa se înalță un monument al neamului românesc, dar scria și versuri. Despre aceste aspirații ale regretatului maestru Gheorghe Vrabie s-au aflat admiratorii creației sale la vernisajul unei expoziții care marchează un an de la trecere în eternitatea inspiratului autor al simbolurilor naționale, stema, drapelul și designul valutei naționale. Expoziția readuce în circuit adevărate bijuterii în domeniul artei grafice realizate de un mare maestru. Gheorghe Vrabie a fost și rămâne ca un frate mai mare, fiindcă noi ne cunoaștem deja de 60 de ani. Ce era pentru mine o autoritate indiscutabilă, fiind întâi mergătorul. Este o expoziție în memoria lui Gheorghe Vrabie. Este deosebită prin intensitatea informației, se reflectă completamente ascendența stilistică a artistului. Autorul simbolurilor naționale, Gheorghe Vrabie, era foarte atașat de grafica de carte, domeniu în care a excelat ilustrând opere din literatura română și cea universală. În toate activitățile s-a afirmat ca un om al cetății. Am mers împreună cu el în inima României, pe vârful Goru, acolo unde, dacă cântă un cocoș de asta de munte, se aud în trei țări românești, în Moldova, în Ardeal și în Țara Românească. El se gândea la un monument al neamului românesc care să fie fixat exact acolo unde e centrul. Liceul din satul natal al lui Gheorghe Vrabie Călinești, dar și școala de artă din Fălești îi poartă numele. Uniunea Artiștilor Plastici va face un demers la un an de la trecerea în neființă a maestrului ca o stradă din Chișinău să-i poartă numele de Gheorghe Vrabie. O descoperire pentru mulți cei prezenți la vernisaj a fost faptul că Gheorghe Vrabie scria versuri. Aceasta a fost ultima sa dorință, ca sonetele sale să vadă lumina tiparului. Eu, din păcate, nu am reușit să împlinesc acest vis în timpul vieții și abia la începutul acestui an, cu ajutorul unor oameni deosebiți, acest vis al său, al maestrului Gheorghe Vrabie, s-a realizat. Mi-am notat titlul, fiindcă el mi-a spus, notează titlul, așa trebuie să se numească cartea. Și la plecare, el, prin gândurile lui, a lăsat un ultim adio. Eu v-am iubit și vă iubesc, neamul meu de sânge, neamul meu cel românesc. Pe 31 martie se împlinește un an de la trecerea în eternitate a lui Gheorghe Vrabie.